poate arunci și tu astea, Ioana, că-ți muște la astea de ieri. Fă-c și tu curat aici. E mizerie. Așa, acasă nu stăm așa. Păi, nu știu, dar și tu mâini, cred. De când a venit Roxana, am rugat să se spele toate vasele fix după ce mâncăm, după fiecare masă. Un la mână, așa mi se pare normal, doi la mână sunt două fete, ar putea să o facă mai repede, trei la mână îmi place să stau în curățenie, nu-mi place să stau în mizerie, asta sunt, așa am crescut. Mănânci, termini, speli vasele. Păi nu, tu ești fată și sarcina ta e să speli, sarcina noastră este să ce, o slugă? Păi nu, dar se dau niște sarcini aici, în fiecare săptămână. Când s-a dat? Niciodată nu s-a dat, am făcut că am vrut eu tot timpul. Nu, mi s-a spus să spăl. Așa e de 45 de zile, băieții fac focul și ajută cu lemne și fetele spală. Și de când sunt eu, niciodată nu mi s-a spus să spăl, pentru că am spălat din bună voie și nesilită de nimeni. Da, perfect. Ca lider, te rog să speli. Ok, o să spăl când am eu chipul. Dar de ce țipe așa? Dar care-i problema ta? Se lene să speli sau ce? Dacă cineva se comportă agresiv cu mine, de obicei și eu ripostez. Niciodată nu stau să tac. Niciodată dacă cineva îmi vorbește de sus, eu o să stau și să zic, da, să trăiți. Nu sunt genul. Ai o sarcină, spală, te rog, vasele, că e mizerie și la tine acasă. Și înainte, vreau să mă spăl și eu înainte, pot? Da, eu vreau să mă spăl înainte. Dar nu trebuie să acum în secundă, să ai curat, că stai în jeg. Dacă la tine acasă stai în jeg, e treaba ta. Dar tu stai în jeg, eu nu stau în jeg. Eu nu vreau să stau în jeg, asta zic. Dacă nu-ți pică coroana de pe cap, dragă! Ce să-mi pice? A, prințesă, nu-ți pică coroana de pe așa? Cap! Dar de ce țip ca frustrație? Păi, ce nu, tu ești frustrat! Se doar de casă! Din păcate, Ioana nu are nicio legătură cu vreo femeie care a pășit pe aici în campul ăsta. Tania, Mara, Lidia erau la secundă, zbârnăiau, nu trebuia să le zici nimic, masa era curată, oale erau spălate, curățate, cămile la fel. Îmi face silă, nu pot! Eu sunt un om care râd, eu sunt un om care, ai văzut, mă îmbrac în femeie să râdem. Mie îmi place oamenii să fie mișto, mie îmi place. Cu ăsta nu ai cum, ăsta strică tot. Nu merit să fiu jignită, nu am făcut nimic să merit să fiu jignită. Și cred că nicio femeie nu merită, sau orice persoană. Nu suntem aici să ne jignim, suntem aici să jucăm, suntem aici să ne bucurăm de experiența asta.